Foarte frig, mami, afară. Și asta, am intrat să vă zic asta. Am oprit un pic în parcul ăsta. Mami, dă-te jos. Poftă bună? Da, poftă bună. Mai vrei puțin lapte? Vrei lapte? De ce? Cățel? Unde-i cățelul? Unde-i cățelul? Pe aici? Pe aici e cățelul. Unde-i cățelul? Jos? Așteaptă-mă. Eu fac tenis. Hai, ursulețule, hai. Ești ok? Sănătos. Mașina? Apă în mașină? Da. Unde-i Luna? Unde acolo? Acolo sus? Uite, astea mi-aduc mie aminte de Harry Potter. Salciile astea. Papacalu. Papacalu. Nicio șansă. Dacă nu te ajută doamna asta, nu avem nicio șansă. Deci dacă nu mă uit la Harry Potter atât, uite, sunt continuu, uite câte sunt. Numai că astea nu sunt așa mari. Da, aia. Uite. Ce faci, mă? Uite acolo. Deci. Te iau un cobor cu mașină. Unul de înapoi, unul de înainte. Unde? Pe drumul cealaltă. Nu știu despre tine, dar uite ce frumos arată. Tata, ne plecăm, am minat. Foarte frig, mami, afară. Gata, plecăm. Thank you.
Noi suntem acum la Bran. Asta o să fie al doilea vlog de la Brașov. Și asta, am intrat să vă zic asta. Așa, e foarte frumos aici. Frumos? Cum vrei tu? Ceva ta, să știi că e greu, da? Da. Bine. Wow, ce fain se vede. Bine, Evita! Ce tari? Stai aici, ce nu? Da, da, eu citesc în brațe, păi și nu stai aici. Ha? Wow, și ce crepte, și ce ușă! Vezi? Uite, mami! Pardon. Scuze? Nu mergeți în timp față? Ok. I'll keep you safe, give you my everything. Even if we're falling down, even if we're falling down, all of me is yours, every part of me. Aici, mă. Cause we're in this together now. You and me together. Nu gândeam că e așa mic. Deși în gustul. Regina. O strica mobilierul. Treaba asta. Să urcăm? Urcați voi? Oh, Jesus. Parcă am uitat, Răzvan. De doamne, doamne, mami. Ce-ați cum se vede în jos? Fântâna! Și turnul! Wow! Pădurea! Și norii! Da! Hai, vino aici și te uite aici lângă tati, vino! Hai! Păi și ca acolo? Asta e ceva cu
mult usturoi se consumă aici. Cât au avut oamenii ăștia înălțime? Într-un pătuc. Hai mă, că din fie, din lemn. Ia să vedem. Wow. Wow, mami, de se vadă și mami. Tata. Wow. Nu-mi dau seama, nu-mi dau seama ce fel de copac este ăsta. Are frunze așa. Bună, mami. Suntem aici în fața, la ieșirea din castel. Bună, mami. Bine, uite ce am găsit. O frunză. Ha, intră. La prăjituri? Vrei să mor? Îți iei sau nu? Hai să vedem ce e aici. Hai. Masca pe față, da? Voiam să vă zic că am cumpărat prăjituri și am mai luat și aici în spate, dar nu se vede. Bun. Haideți să vă mai arăt o dată când am reușit să filmez. Am luat o turtă dulce sub formă de liliac pe care o să i-o dau fetei să mănânce. E foarte drăguț. Încearcă tu să i-o dai, să i-o desfaci. Și aici am luat așa, aluca zăpoada sau lămâiță, așa, și Rafaelo. Așa, și o să păpăm acum în mașină. Da. Super. Gata. Noi am terminat vizitarea castelului. Ce? Vrei neam-neam? Îți dă imediat tata. Tati, și după aia mergem până la Brașov să ne mai schimbăm pe acolo prin centru și apoi spre casă. Dar să vedem cum o să fie Tiara cu somnul la prânz. Vedem pe parcurs. Nu știu dacă o să poți să o ții tu, tati. Ții de băț, mami, da? Te schimb, ține bățul. Și mușcă. Mușcă. Mușcă, mami, îți place? Mușcă. Mușcă de el. De aripioară. Mușcă de aripioară, mami, că e foarte bună, e dulce. Și are ciocolată. Așa, mușcă, mușcă. Cum e? Cum e, îți place? Bine. Bine. Okay.
Bun. Tiara a dormit, este cu Răzvan în mașină. Ei au oprit. Stau în parcare. Iar eu am ieșit să mă plimb pe străduțele din Brașov. Singură. Mi-ar fi plăcut să fie și Tiara și Răzvan, dar este ora ei de somn. Și e normal. Străduța asta este foarte frumoasă. O să vă arăt. Am fost un pic pe aici prin piață, cum ar veni. Așa, pe la Biserica Neagră. Și să vă arăt un pic străduța asta. Așa arată. Și clădirea asta, care are foarte multe flori. Și ne-am dat întâlnire la strada Sforii. Acolo ar trebui să ajung. Să văd cum ajung, că nu știu. Câteva persoane pe străduța asta. Și aici, fără GPS. Și avem și o burtică. Ia, să vedem unde ieșim. Am oprit un pic în parcul ăsta, de gălăgie de la mașini. Și uitați un pic cum se vede covorul ăsta de frunze. E dintr-o parte în cealaltă. Este superb. Așa e pe partea cealaltă. Mami, mai
tare, că nu te aud. De ce? Nu mergem acasă? De ce? De ce? De ce? Mergem acasă? Ce spui? Cioara. Cioara? Da. Ce a făcut Cioara? Ca. Așa face Cioara, dar ce a făcut? A făcut ceva pe cer? Da. Ce a făcut? Cei. Ce a făcut Cioara? A. Zbu. S-a zburat. Rat. Cum spui tu, a zburat? Uite, a zburat Cioara, cum spui tu? Cum? A zburat Cioara. Cum? Cum? A zburat Cioara. A zburat Cioara? Da. Da, ia spune lui tati să aibă grijă. Cum îi spui tu lui tati? Tati. Cum îi spui? Cum îi spui ai grijă, tati? Grijă, tati. Și de ce să aibă tati grijă? Grijă, tati. De ce să aibă grijă? Tati, grijă. Pentru că se supără mami? Supără mami. Cum spui tu? Cum îi spui tu lui tati asta? Asta. Supără mami. Înțeles, tati. Și trebuie să am grijă, nu? Grijă. Am grijă, tati, da. O să vadă. Cum îl cheamă pe tati? Tati. Nu, cum îl cheamă? Sijan. Și pe mami cum o cheamă? Madalina. Bravo. Și pe tine cum te cheamă? Donai. Ce? Donai. Nu 2 ani. Cum te cheamă? 2 ani. Câți ani ai? 2 ani. Și pe tine cum te cheamă? 2 ani. Ok, 2 ani. Căutăm pe internet broasca țestoasă. A pus frumos, mami! Că i-am prins nănaul lui tati. Da. Voiam să vă zic că am ajuns acasă. Am încălzit ciorbiță. I-am scos aici să se răcească perișoarele și cartofii. Ne punem să mâncăm ciorbița, nu? Pentru că nu am mai oprit nicăieri. Hai, gurița mare. Este caldă. Este caldă, da? Hai, mai iau o guriță. Nu. Ok. Cartofi. Ia, papă.
Așa, și voiam să vă mai arăt ceva. De fapt am oprit în mai multe locuri, dar nu am oprit să mâncăm. Am luat Marlenca. Nu știu dacă ați văzut la mine. În vlogurile trecute o să mai vedeți. Am mai afișat Marlenca. Sunt niște doamne, niște bombe. Absolut adorabile, absolut delicioase. Cam așa arată. Și înăuntru au lapte condensat. Sunt extraordinar de gustoase și de bune și sunt super gustoase. Așa arată Marlenca. Ok. Și noi ne punem să mâncăm, nu mai am memorie la telefon, așa că v-am lăsat. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine, vă mulțumesc că ați fost alături de mine în ieșirea noastră și ne vedem data viitoare cu un nou video. Vă pup! Pa, pa!